Pe 25 martie, creștinii ortodoxi prăznuiesc Buna Vestire sau Blagoveștenia, prima dintre cele mai importante și vechi sărbători închinate Maicii Domnului. Este ziua în care Sfântul Arhanghel Gavril a vestit Sfintei Fecioare că îl va naște pe Fiul lui Dumnezeu. De asemenea, în această zi, biserica acordă celor care respectă Marele Post prima dezlegare la pește. De dimineață, creștinii au mers la biserică pentru a asista la liturghia oficiată cu această ocazie, dar și pentru a se ruga. Pentru noi este foarte mare sărbătoarea asta. Înseamnă este buna vestire a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Și de asta venim la biserică, să ne rugăm, să ne ajute, chiar mă rugăm cu Doamna, pe toți, pe pensionari, pe tineri, pe copii. Este una dintre cele mai importante sărbători a Sfintei Marii. E ziua când este anunțată de nașterea lui Iisus. Foarte important. De Blagoveștenie se spune că a venit fizic primăvara. Acum renaște întreaga natură și pământul. Este ziua în care încep să vină păsările călătoare. Sărbătoarea de astăzi, ce înseamnă pentru dumneavoastră? Cum o simțiți? Noi o simțim foarte bine, venirea primăverii și sperăm ca să meargă spre bine și de acum înainte cu Sfânta Sărbătoare, Buna Vestire, care se vestește că vine primăvara, să înseamănă, să pune toate în pământ și ce trebuie. Ceva așa la suflet care intră la inimă, o adevărată sărbătoare spre primăvară. Tradiția mai spune că în această zi oamenii nu au voie să se certe, pentru că altfel vor avea necazuri tot anul.